Domnul președinte, Academia este o parte din viața noastră. Aș vrea să adresez astăzi un mesaj aparte fiecărui dintre dumneavoastră, corpului profesoral didactic, colaboratorilor, masteranțelor și doctoranțelor și să-mi exprim recunoștința pentru munca depusă și contribuția adusă la consolidarea capacităților și prosperarea instituției noastre. Fără o școală științifică în domeniul administrației publice, era imposibilă. Cadre didactice, profesori universitari de valoare plecau din cauza activă. Nu numai că în limba română nu era nimic, dar nu era nici în limba rusă. Lipsă totuși domnul Mircea Snegura, odată cu înființarea Academiei de Administrare Publică, s-a dat startul dezvoltării culturii administrative în Republica Moldova. Atunci au fost puse bazele unui centru de formare a administratorilor și funcționarilor de generație nouă, capabil să facă față exigențelor timpului. Pe parcursul a două decenii de activitate, Academia și-a sporit potențialul consultativ și cu tot timp ca participant la examinarea documentelor strategice conceptuale și de program. Academia a devenit o importantă componentă sistemică a reformei promovate în cadrul administrației publice centrale. Cu certitudine acest fapt se datorează întregului corp profesoral și specialiștilor Academiei. În procesul didactic au fost antrenați profesori, deținători de titluri științifico-didactice, reprezentanți ai autorităților publice, profesori din străinătate. Au fost desfășurate activități didactice de cercetare științifică, dezbateri, întâlniri cu caracter metodic, în scop de promovare a cunoștințelor în domeniul administrației publice. Până în prezent, peste 4.000 de persoane și-au făcut studiile universitare și postuniversitare în cadrul Academiei. Peste 22.000 de persoane, din rândul funcționarilor publici, au absolvit cursuri de formare și dezvoltare profesională. Doamnă și domnilor, proiectul național al Republicii Moldova, Integrarea Europeană, înseamnă un proces serios și continuu de modernizare a tuturor domeniilor, inclusiv a sectorului de administrare publică. Absolvenții Academiei, în calitatea lor de funcționari publici, au o sarcină extrem de responsabilă în acest sens. Vorbesc despre
abilitățile profesionale, dar și despre caracterul integru, onest și incoruptibil pe care trebuie să-l aibă o persoană aflată în serviciu public. Fără asemenea calități, nu se poate imagina formarea unei culturi administrative performante. Dumneavoastră sunteți acei care reprezentați statul Republica Moldova în relațiile cu cetățenii și cu partenerii noștri de dezvoltare. Vă rog să înțelegeți pe deplin misiunea care vă revine. În ce privește Academia de Administrare Publică, ea trebuie să abordeze idei inovatoare, să aplice metode moderne de analiză a evoluției fenomenelor în domeniu, să ofere evaluări și expertize temeinice pentru toate sectoarele și direcțiile de activitate ale instituțiilor statului. Fie că e vorba despre problemele sociale sau dezvoltarea relațiilor dintre autoritățile centrale și cele locale. Vă urez tuturor, cu ocazia acestui jubileu, realizări profesionale și succes în tot ceea ce întreprindeți. Vă mulțumesc! Deci tot asta a fost sala sportivă, cum spunem, și partea ce și ne ducem încă înainte și a făcut sălile care deloc nu era utilă, fiindcă dacă nu avem studenți la primul ciclu, deci dotate cu ultimul cuvânt, când trebuie cu cred, scrie la făcut. Tot e făcut pe bani, nu știu că de mai. Chiar e comodă, sunt condiții bune, în partea aceea avem tipografia,